Ora 7 a sosit, omul negru a venit. Noi am sosit. Bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în mijloc de săptămână, 23 iulie. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Nu pare galbenă, mai mult verde, dar suntem îngălbeniți, însă verde, de codul galben. Am și un pic de galben pic pe aici, galben. Ați observat. E codul galben? E codul galben, asta am e. Înțeles, nu scăpăm nici astăzi de el. Bun, deci până la ora 10 avem atenționare. Până diseară la ora 10, că era bine până acum de dimineață. Încep? Zic? Cum stăm? Da, da, te rog. Stăm te rog. Bine deocamdată, avem 20 de grade Celsius la acest moment în Pitești, un cer noros din păcate. Vom ajunge la o maximă de 28 de grade Celsius la orele amiezei, însă ploile nu ne vor ocoli nici astăzi, așa cum spuneam, până la ora 22. Este în vigoare atenționarea meteorologică cod galben de vreme instabilă și ploi însemnate cantitativ, valabile și pentru județul Argeș. Astfel vor cădea averse local cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și izolare căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Așadar, deci, plouă cu nemiluita. Ar că am trebuit să mă îngălbenesc de tot până la horoscop. Neapărat, cel puțin până de seară la ora 22. De mâine încolo vom mai vedea. Cert este că weekendul se anunța fi unul destul de plăcut. Am văzut că e numai soare sâmbătă și duminică. Asta îmi place. Sperăm să se mențină. Da, să dea Dumnezeu să fie așa, pentru că am de gând să plec puțin, să fug pe undeva, prin apropiere. Da, dar până la weekend mai avem câteva zile lucrătoare, 3 zile lucrătoare, apoi încă vreo 5 și apoi după aia terminăm cu amereu. Și în vacanță. 23 iulie este cea 204-a zi a calendarului gregorian. Iată cum stăm la capitolul calendarul zilei. În 1829 William Burt a conceput prima mașină de scris din lume. În 1862, tot într-o zi de 23 iulie, serviciul de poștă a intrat în administrația statului, s-a înființat Direcția Centrală a Poștelor. În 1984, Vanessa Williams devenea prima Miss America, ea care demisiona atunci când renunța la coroană după ce au apărut fotografiile nude ale ei în revista Penthouse. În 1991, Banca Națională a României emitea norme privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar, iar în 1995, tot pe 23 iulie, americanii Thomas Hale și Ellen Bopp au descoperit independent unul de altul cometa Hale-Bopp, la mare distanță de soare. În România este ziua presei militare române, iar pentru race este ziua rezolvării incertitudinilor. Am sau nu am dreptate? Hai să vedem. Aspectele planetare de astăzi pot predispune la tensiuni și pot să aducă o serie de dificultăți, toate datorate surplusului de energie de care se pare că am dispune. Ideal ar fi să ne concentrăm mai mult la activitățile pe care le întreprindem. Acum e pentru raci. Pentru raci sau pentru lei? Am trecut la lei? Nu, încă pentru raci. De mâine pentru încolo raci. Lei. Mâine. Ce spun eu acum? Este general. Vedem la raci. Mă rog, raci, lei, care or fi, important este că o să zici de bine. Invitat la antenează este domnul Nicolae Tudose, directorul general servicii edilitare pentru comunitate din Mioveni. Vom discuta despre orașul Mioveni. Se fac foarte multe lucrări acolo. Cu domnia sa ne vom întâlni după ora 7:30. Rămâne dar revista presiei argeșene. Avem și oroscopul pe îndelete, așa că vă dorim din toată inima să aveți parte de o zi cât se poate de plăcută. Și apropo de vreme, chiar că merge să bei o cafea la ora asta afară. Afară? Afară. Hai să ieșim. Revista presiei și ieșim după. Revista presei, bineînțeles, cu epitești.ro. Începem. Primăria Pitești a decernat ieri noi diplome de fidelitate pentru 7 cupluri care au împlinit 60 de ani de căsnicie neîntreruptă și pentru alte 34 care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Primarul Tudor Pendiuc le-a oferit vârstnicilor flori, albume cu Piteștiul și câte 600 de lei din partea municipalității. Printre cuplurile premiate s-a aflat și cel format din Ioana și Ion Zidaru, nimeni alții decât părinții viceprimarului Laurențiu Zidaru. Părinții ne-au crescut într-un mediu sănătos, într-un mediu curat. Ne-au arătat ce înseamnă cei 7 ani de acasă. Ei au fost modelele cele mai importante pentru mine și pentru fratele meu, a declarat viceprimarul orașului municipiului Pitești, domnul Laurențiu Zidaru. Ce a ținut pe soții Zidaru împreună timp de 60 de ani, care ar fi secretul? E bine, am fost cu mințe amândoi, ne-am înțeles perfect, nu ne-am certat, am fost alături unul de altul. Cam asta este ceea ce contează, a declarat Ioana Zidaru, în vârstă 87 de ani. Tinerii să ne urmeze exemplul, a spus la rândul său Ion Zidaru, în vârstă 87
26 de ani. Cei doi s-au cunoscut în comuna argeșeană Bradu, acolo unde s-au și născut. Ion Zidaru a lucrat ca maestru instructor, iar Ioana Zidaru la textila. Au trei nepoți și tot atâția strănepoți, să le trăiască. Tot de pe acest site aflăm că, iată, cu ceva ani în urmă, permisele auto în Arge se obțineau ca pe bandă rulantă, după cum foarte bine știți. În schimbul unor spăgi sau șpăgi, orice analfabet putea deveni șofer cu acte în regulă, după ce Direcția Națională Anticorupție Pitești a cam făcut ordine și ulterior, după informatizarea examenului teoretic, situația s-a schimbat radical. O dovedește și procentul mic al candidaților care au reușit să promoveze examenul în primele 6 luni ale acestui an. Astfel, în perioada 1 ianuarie 30 iunie, pentru examenul de obținere a permisului auto în Argeș au fost programați 13.638 de candidați. Dintre aceștia, la examenul teoretic s-au prezentat 10.920 de persoane. La finalul acestei probe au fost declarați admiși 6.441, adică un procent de vreo 58,98%. După susținerea probei de traseu, dintre aceștia au obținut permisul auto numai 3.787 de persoane, în procent însemnând 34,09%. În ceea ce privește însă numărul efectiv de permise de conducere emise în Argeș în primele 6 luni ale anului, incluzând aici și permisele nou obținute și cele preschimbate, numărul acestor a fost de 7.019. Mai multe știri găsiți pe acest site pitești.ro. Trecem la Argeșul. Argeșul care astăzi ne vorbește despre răcnetul durerii prin vocea supraviețuitorilor, fenomenul Pitești. Iată, în cadrul unui proiect de comemorare a victimilor reeducării prin tortură de la fosta închisoare Pitești, dar și de aducere la cunoștință a atrocităților din perioada 1949-1951, redactorii de la Argeșul au avut ocazia să-l cunoască ieri pe unul dintre mărturii turisitorii temniților comuniste, domnul Constantin Tache Rodas. Citiți mai multe amănunte în pagina 12 a acestui cotidian. Tot din ziarul Argeșul de astăzi, miercuri 23 iulie 2014, mai aflăm că astăzi, la ora 10, în Piața Victoriei din capitală va fi predat primul lot de 100 de microbuze școlare achiziționate în conformitate cu hotărârea guvernamentală numărul 12 din 4 iulie 2013 de către Ministerul Dezvoltării. Județul nostru îi vor fi livrate într-o prima etapă 18 microbuze ce vor asigura transportul școlar pentru elevii din comunele Albota, Bascov, Băiculești, Bârla, Budeasa, Ciofrângeni, Coșești, Dârmănești, Dragoslavele, Izvorule, Ordeni, Mălureni, Merișani, Mihăiești, Mozăceni, Priboeni, Rătești și Stoienești. Și există promisiuni că în octombrie-decembrie vom primi încă 22 de astfel de microbuze, iar noi sperăm că autoritățile se vor ține de cuvânt. La evenimentul de astăzi vor fi de față din partea județului nostru președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Florin Tecău, reprezentanții inspectoratului școlar și primarii comunelor Mozăceni, Leordeni și Stoienești. În final, încă o precizare, dincolo de cei care se înghesuie acum să-și aroge meritul respectivei realizări, fapt obișnuit în an electoral, se cuvine să amintim că inițiatorul acestui demers a fost avocatul poporului, biroul teritorial Pitești, condus de Mihaela Stănciulescu. În martie 2013 a fost emis raportul special al avocatului poporului pe această temă, iar în iulie 2013 a fost adoptată respectiva ordonanță pentru microbuze. Tot din Argeșul de astăzi mai aflăm că elevii care au fost repartizați computerizat la liceu în prima etapă mai au la dispoziție doar 2 zile să-și depună dosarele de înscriere la instituțiile de învățământ unde au fost admiși, această etapă închindu-se pe 25 iulie, adică vineri. Pentru elevii rămași pe din afară la prima sesiune, distribuirea din rețeaua școlară va avea loc mâine, 24 iulie. Ieri a fost pus în funcțiune sistemul de semnalizare acustică și luminoasă la trecerea la nivel cu cale ferată din Mioveni, pe drumul care leagă Bulevardul Liceu Brătianu și drumul național 73 Pitești-Câmpul Lung. Poliția va supraveghea zona pentru a vedea dacă șoferii respectă semnalele, așadar mare atenție de la șoferii. Ordinul asistenților medicali, generaliști, moașilor și asistenților medicali din România organizează vineri 25 iulie la ora 10 în sala Opala, unui renumit hotel din Pitești, lansarea proiectului asigurarea accesului egal la ocuparea și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii pentru femeile din domeniul sanitar. În cadrul acestei acțiuni, care include 600 de femei din Argeș, vor fi derulate și 2 programe de formare profesională, calificare în meserile de babysitter și îngrijitor de bătrâni la domiciliu, aflăm din Argeșul de astăzi.
Puțin copii vara la grădinițele cu program prelungit, iată, prezența în clasă este doar de 10%. În paralel cu activitatea didactică se fac și reparații. Cel puțin teoretic, grădinițele cu program prelungit n-au intrat în vacanță la căminele de stat. Clopoțelul de final de an va suna pe 31 iulie. Pe măsură ce ne apropiem de luna august, efectivele de copii scad, activitatea didactică și educativă fiind înlocuită cu zbengoiala și răsfățul în familie. În lipsă de mușterii, mochetele din clasă au fost duse la spălat, saltelele au fost scoase la aerisit, iar șurubelnița și ciocanul au intrat în acțiune. Găsiți toate detaliile referitoare la acest subiect în pagina 3 a ziarului Argeșul de astăzi, din care mai aflăm că aglomerația este destul de mare pe stadionul Nicolae Dobrin. Așa cum am informat, primăria este foarte aproape să preia 16.500 de metri pătrați de teren de la Ministerul Apărării Naționale, urmând să fie făcute noi terenuri de fotbal și o extindere a cimitirului Sfântul Gheorghe. Bine, noile terenuri sunt necesare, deoarece pe stadionul Nicolae Dobrin va fi aglomerație, SCM Pitești va fi reînscris în Liga 3, iar pe stadion vor mai juca meciuri în al doilea eșalon echipele FC Academica Argeș și CS Mioveni, primăria dându-și acordul în acest sens. Din pagina 4 a politica administrației a ziarului Argeșul aflăm că șeful ANR și prefectul pun capăt unor zvonuri. Bine, comanda regională a apelor române în Argeș. Vasile Pintilie, șeful administrației naționale apelor române, a fost ieri în județul nostru ca urmare a unei invitații pe care i-au făcut-o Florin Tecău, președintele Consiliului Județean, și domnul Tudor Pediuc, primarul Piteștiului. Cei trei au mers împreună cu prefectul Mihai Oprescu la șef sediul administrației bazinale de apă Argeș Vedea pentru a pune punct zvonurilor apărute în ultima vreme, potrivit cărora regională va fi mutată la Giurgiu. E bine, prefectul Mihai Oprescu a ținut la rândul său să facă o serie de precizări în legătură cu acest subiect care a învolburat apele în județ, precizări pe care le găsiți, vă spuneam, în această pagină 4. Dreapta divizată din Argeș încearcă să fie unită. Liderii de la centru ai principalelor partide de dreapta au pus la cale un plan de reunificare pentru formarea unui partid puternic, o alternativă la PSD, care înseamnă de fapt stânga. Din 1990 și până acum, dreapta a fost mereu divizată, o mulțime de partide apărând și dispărând de pe șichierul politic în acest răstimp. Acum însă se pune problema reunificării, dar acest proces nu va fi ușor, mai ales că sunt orgolii mari la mijloc, deși în Argeș niciun partid n-a putut emite pretenții în fața PSD. Din pagina 5 a ziarului Argeșul aflăm despre un pericol iminent de inundație. Iată, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare hidrologică privind pericolul de inundații, valabilă până la ora 6 a zilei de mâine, joi 24 iulie. Fenomenele vizate că pot să apară în intervalul 23-24 iulie în bazinele hidrografice Vedea și Argeș sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și nivelul de pe unele cursuri de apă cu depășiri ale cotelor de atenție. Aceste fenomene, pentru care s-a instituit codul galben de atenționare, sunt prognozate să apară pe râurile Vedea, bazinul superior Amonte, pe sistemul hidrotehnic Văleni și pe afluenții săi din Argeș, precum și pe cursul superior al râului Argeș și al afluenților din județ. De menționat că fenomenele periculoase se pot produce mai ales pe afluenții de grad inferior ai râurilor, amintite cu deosebire în zonele unde cursurile nu au fost cadastrate și regularizate, ținând cont de situația hidrometeorologică actuală și de prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, autoritățile locale sunt avertizate să monitorizeze cursurile râurilor și să ia măsuri de intervenție în caz de ape mari ori viituri, și asta conform regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursurile de apă. În pagina de sport a ziarului Argeșul aflăm că secundul Marius Stoica a schimbat după doar două săptămâni la CS Mioveni. Iată, locul lui Stoica pe banda celor din Mioveni a fost luat de fostul capitan Mihai Olteanu, retras recent din activitate. Tot ceea ce înseamnă CS Mioveni, stagiul de pregătire și meciurile amicale, toate aceste date le găsiți în pagina 6 a acestui ziar. CS Mioveni, de altfel, și FC Academica, iată, vor evolua în aceea serie. Criza financiară a ultimilor ani și a pus serios
serios amprenta și pe fotbalul românesc. E bine, luni a fost ultima zi de înscriere în eșalonul al doilea valoric din cele 28 de locuri disponibile. Două au rămas vacante, deoarece s-au înscris numai 26 de formații, ceea ce înseamnă că în sezonul viitor vom avea două serii a câte 13 echipe, iar fiecare rundă câte o echipă va sta, pentru că nu va avea adversar. S-a înscris și Corona Brașov, spre surprinderea tuturor, formației despre care se credea că s-a desființat din motive financiare. În schimb, Minerul Montru a ajuns în Liga 3, iar FC Vaslui nu s-a înscris în campionat. În ceea ce privește componența seriilor, acestea vor fi creionate până pe 12 august, atunci când comitetul executiv le va valida. Cât despre demersul celor de la FC Clinceni, actuala FC Academica Argeș, oficialilor grupării li s-a dat de înțeles că echipele din județul nostru vor fi repartizate în seria a doua. Iată, spre regretul președintelui Dan Lăzărescu, care spusese recent că și-ar dori ca echipa sa să rămână în continuare în prima serie. Pompierii aflăm că au înlocuit seaguri la prefectură. O mașină de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a ajuns ieri în piața Vasile Mirea, scara orientată spre prefectură, atrăgându-le atenția oamenilor care s-au temut să nu fie vorba despre un incendiu. Până la urmă a fost o alarmă falsă. Pompierii au fost chemați la Casa Albă pentru a ajuta la înlocuirea seagurilor vechi de pe clădire. Și cum astfel de operațiune necesită echipament de specialitate, pompierii au intervenit prompt cu autospeciala, ba chiar au dat o mână de ajutor la înlocuirea steagurilor, sub atenta supraveghere a subprefectului Ion Burnei și a unor angajați din prefectură. Noile steaguri puse la prefectură sunt ale României și, evident, ale Uniunii Europene. Vorbim de pașapoarte. Peste 6.000 de pașapoarte au fost eliberate, iată, în județul Argeș. În primele 6 luni ale acestui an, Serviciul de Eliberare Pașapoarte a primit 4.451 de cereri de eliberare de pașapoarte simple, electronice, fiind eliberate 4.065 de astfel de documente, la care se adaugă și 2.424 de pașapoarte temporare. La centrele din Mioveni, Câmpul Lung și Curtea de Argeș au fost eliberate peste 450 de pașapoarte. Noul model, iată, cuprinde o serie de elemente de securizare. De exemplu, pagina de date, precum și paginile pentru vize, sunt realizate pe o hârtie de securitate cu fibre fluorescente și vără înălbitori optici în componență. Numărul pașaportului a fost perforat în partea inferioară a tuturor paginilor. Tot din Argeșul de astăzi aflăm despre un raport recent al Direcției de Sănătate Publică. În anul 2013 aflăm că s-au născut 4.114 copii în Argeș, dar au fost înregistrate 7.114 decese, așa că sporul natural se menține negativ, o medie pe județ de minus 4,7, dar cu minus 7,4% la țară. Cele mai multe decese au fost la țară, 4.762. În aceste condiții, populația județului a ajuns la 633.654 de persoane, iar la oraș de 300.930. Cea mai mare aglomerare este în zona Pitești, cu localitățile limitrofe, ajungându-se la o populație de 258.848 de persoane. În ultima pagină a ziarului Argeșul aflăm de fenomenul Pitești, regnetul durerii prin vocea supraviețuitorilor. În spatele blocurilor, turni din strada Negru Vodă și printre străduțele mici înțesate cu mașini se cască, dacă vreți, o alee care duce către fosta închisoare Pitești, parte importantă a celui mai teribil experiment din perioada comunistă a României, reeducarea prin tortură, în locul în care acum 50-60 de ani și-au pierdut viața zeci de deținuți politici considerați inamici ai regimului. Astăzi s-a instalat o liniște apăsătoare, risipită doar de rugăciunile preoților și de cele ale oamenilor care vin să viziteze fostele celule, să aprindă o lumânare pentru cei morți și să se roage pentru supraviețuitorii. Anul acesta, în cadrul unui proiect de comemorare a victimelor Școala de Vară Fenomenul Pitești, ediția 3-a, dar și de aducere la cunoștință a atrocităților din perioada 1949-1951, redactorii de la ziarul Argeșul au avut, vă spuneam și ceva mai devreme, ocazia să-l cunoască pe unul dintre mărturisitorii temnițelor comuniste, domnul Constantin Tache Rodas, și în acest sens găsiți mai multe amănunte în ultima pagină acestui cotidian. Trecem acum la Jurnalul de Argeș și aflăm despre o exclusivitate, concluzii halucinante. În controlul inspecției judiciare a CSM, șoferul judecătoriei Câmpul Lung intra în sistemul informatic și stabilea componența nominală a completelor de judecată. Pagina 6 vine cu toate detaliile. Dan Dumitru Bâlea a operat în sistemul informatic al instanței de 1333 de ori.
Vă spuneam, pagina 6 vă oferă toate aceste concluzii halucinante în controlul inspecției judiciare a CSM. Se naște un nou scandal monstru în lumea halatelor albe. Aflați de ce au dispărut 100 de litri de sânge de la Spitalul Județean Argeș. Toate datele le obțineți din pagina a 5-a. Proiectul de regenerare urbană continuă să stârnească nemulțumiri. După experimentul Pitești, avem experimentul beton peste Pitești. De ce? Oare pagina 10-a vă oferă toate datele? De asemenea, tot în jurnalul de Argeș din această săptămână aflăm despre istoria unei sentințe strâmbe îndreptate de realitate, cum ne-a condamnat judecătoarea Inghe să plătim cozei nostra daune morale de 20.000 de lei, aflați din pagina a 7-a. Și a promis că la direcția apelor Argeș Vedea nu se mută la Giurgiu. Șeful apelor române n-a convins în conferința de presă ținută la prefectură. Vasile Pintilie, directorul Administrației Naționale Apelor Române, a susținut ieri la Pitești o conferință de presă și asta pentru a aduce clarificări. Vis-a-vis de numeroasele discuții și zvonuri din ultima vreme legate de mutarea direcției apelor Argeș Vedea, la conferința la care au fost prezenți președintele Consiliului Județean Florin Tecău, prefectul Mihai Oprescu și primarul Tudor Pendiuc, directorul Pintilie a ținut să precizeze din start: am venit la această întâlnire ca urmare a unui fluviu de articole de presă care au apărut în ultima perioadă legate de apele române, în sensul că administrația bazilială Argeș Vedea și-ar muta sediul din Argeș într-un alt județ. Fals! Nu s-a discutat niciodată așa ceva, toate aceste lucruri sunt doar simple fabulații. Omul săptămânii, iată, doamnelor și domnilor, în opinia colegilor de la jurnalul de Argeș, este Alex Pârvu, iată, băiatul nevăzător de la noi din Pitești, care are deja în palmares 30 de premii naționale și internaționale, a câștigat trofeul celei de-a 14-a ediție a concursului național de creație și interpretare Mamaia Copiilor, desfășurat recent la Constanța, spectacolul de gale având loc duminica trecută. Elev al profesoarei de canto Adina Sima, Alex a impresionat puternic jurul cu talentul și interpretarea sa. Succesul său este cu atât mai mare cu cât Alex a învins 63 de copii valoroși din toată țara. Asta după ce trecuse înainte printr-o preselecție dură alături de peste 800 de mici cântăreți. Cariera lui Alex este în plină ascensiune, iar laudele nu contenesc. Iar pentru că a reușit să demonstreze din nou că are o voce de excepție, câștigând cel mai important trofeu muzical pentru copii din România, jurnalul de Argeș îl declară pe Alex Pârvul omul săptămânii, iar eu spun doar atât: the show must go on. Le-a stat fitofagul în gât, tot din jurnalul aflăm. O replică a mamei lui Florea Costache i-a lăsat mus pe șefii PSD prezenți la o petrecere de la Bârlogu și aflați toate detaliile acestui subiect în pagina a 3-a. Audiențe la prefectul Oprescu, iată, fiecare miercuri de la ora 8 dimineața, deci dacă mai aveți timp să mergeți la domnul prefect într-o jumătate de oră, domnia sa ține audiențe. Începând din această săptămână, audiențele pe care organizează săptămânal instituția prefectului vor începe de la ora 8 dimineața. În fiecare zi de miercuri, argeșenii vor putea merge în audiență chiar la prefectul Mihai Oprescu, iar în fiecare zi de joi, tot de la ora 8, sunt programate audiențele la domnul subprefect Ion Burnei. Am căzut de acord să modificăm data, dat fiind faptul că la ultimele întâlniri cu cetățenii a fost un număr foarte mare de participanți, aproximativ 50 de persoane la fiecare întâlnire și cu o problematică extrem de vastă. Am dispus totodată ca la aceste audiențe să participe tot colectivul instituției prefectului și reprezentanți de la AJFM Argeș, Casa de Pensii și AJPIS Argeș, deoarece s-a constatat de-a lungul timpului că o mare parte din probleme privesc aceste instituții, a mai precizat domnul prefect Mihai Oprescu. Tot din jurnalul din această săptămână aflăm că 8 directori de școli au picat concursul de experți în management educațional, iar ministrul educației va deschide anul școlar la Câmpul Lung. Colegiul pedagogic Carol I Câmpul Lung este considerat a fi una dintre cele mai moderne și mai dotate unități de învățământ din România, după ce timp de peste un deceniu a beneficiat de fonduri externe pentru consolidare și reabilitare. În baza mai multor proiecte, în acest an s-au finalizat lucrările, iar pe 15 septembrie, într-o luni, noul an școlar 2014-2015 va fi deschis la Carol I de către ministrul Educației Naționale, domnul Remus Pricopie. Consiliul Județean, în continuare, fără conducere completă, pentru ziua de vineri a acestei săptămâni este programată o ședință a Consiliului Județean Argeș, însă printre cele 16 puncte de pe ordinea de zi nu se află ci cel referitor la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al instituției. De asemenea, deși conservatorii clamează înțelegerea cu PSD pentru ocuparea unei dintre cele două locuri de adjunct al președintelui Florin Tecău, nu este pusă în dezbatere nici înlocuirea din funcția liberalului Constantin Polexe. În aceste condiții, Consiliul Județean
va funcționa în continuare cu o incompletă componență a conducerii, iar menținerea lui Polexe ca vice va asigura continuitatea Uniunii Social-Liberale în județul Argeș. Tot din jurnalul din această săptămână aflăm că jurnalul partener, este partener media în proiectul filmului de lungmetraj Un veac fără tezaur. Biblioteca Județeană a fost reprezentată în Marea Britanie și o artistă daneză își expune picturile la Biblioteca Județeană. Poliția aflăm că mai face cercetări pentru infestarea apei și trafic de substanțe toxice. Se vorbește despre efectele incendiului de la depozitul de deșeuri din câmpul Lungmuștel, iată care constituie obiect de cercetare penală. În fine, ultimul ziar susținut de redacție este Cotidianul Top, din care aflăm că în Argeș chiar și profesorii copiază. Luni a fost susținut examenul de titularizare, iar doi dintre candidați au fost eliminați pentru că au încercat să copieze. Băi, nu suntem toți oameni, și elevi, și profesori, și studenți. Mai copiem pe copiat, Andreea? E sigură? Am înțeles. Imediat ne întoarcem la tine. Programul de audiență al prefecturii aflăm că a suferit modificări și vi le-am adus la cunoștință ceva mai devreme. Argeșeni au de restituit băncilor peste 4 miliarde de lei, iar din ultima pagina a Cotidianului Top aflăm că 4 milioane de români nu au văzut niciodată Marea Neagră, arată un studiu. Dacă a văzut sau nu Marea Neagră, Andreea Șerban ne va spune în câteva clipe după genericul Zodiacului. Bună dimineața din nou. E bine să știi că am văzut Marea Neagră și nici măcar n-am copiat la BAC. Marea Mediterană? Marea Ege? Marea Ege, am văzut că am fost în Grecia. Marea... Am timp, am bine avut 24 de ani. Mai era ceva cu Marea. Da? Hai să ascultăm Zodiacul, să vedem ce ne rezervă astele pentru ziua de astăzi. Berbec, doriți să vă afirmați și faceți eforturi mari la serviciu. Vă sfătuim să nu exagerați pentru că nu sunteți într-o formă prea grozavă. Taur, s-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu partenerul de viață din cauza neînțelegerilor pentru programul de mâine. Vă recomandăm să țineți cont și de părerea acesteia. Gemeni, aveți o mare putere de concentrare, ceea ce vă ajută mult la serviciu. După amiază reușiți să aplanați o discuție în contradictoriu care amenință să degenereze într-o ceartă în toată regula. Rac, relațiile cu anturajul sunt foarte bune, dar ar fi bine să acordați mai multă atenție persoanelor în vârstă din familie. Nu este o zi bună pentru afaceri din cauza dificultăților de comunicare. Leu, dimineața s-ar putea să fiți confuz. Vă recomandăm să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață. După amiază însă, situația se îmbunătățește simțitor de la sine. Fecioară, aveți o grămadă de probleme și sunteți tentați să vă ocupați de mai multe în același timp. Dacă vă pripiți, riscați să faceți greșeli destul de costisitoare. Balanță, tensiunile din familie cauzate de dificultățile financiare duc astăzi la discuții aprinse cu o rudă mai în vârstă. Vă recomandăm însă să nu vă enervați. Scorpion, nu aveți nici răbdare și nici energie pentru a duce la bun sfârșit ce ați început. Nu este momentul să vă asumați noi responsabilități. Săgetător, aveți succes pe plan profesional, dar sunteți nevoiți să rămâneți la serviciu peste program. Fiți mai atent la problemele partenerului de viață. Capricorn, dimineața aveți de făcut mai multe drumuri scurte și sunteți nevoiți să faceți cumpărături urgente. Pentru a termina la timp, ar fi bine să cereți ajutorul unui prieten. Vărsător, este posibil să vă enervați și să nu mai aveți răbdare să terminați o lucrare pe care ați amânat-o de mai multe ori. Vă recomandăm să nu vă grăbiți pentru că riscați să stricați și ce ați făcut până acum. Pești, un prieten vă roagă să-l ajutați într-o chestiune urgentă. Vă sfătuim să faceți tot posibilul să nu îl refuzați, chiar dacă sunteți foarte ocupați. Atât cu zodiile pentru astăzi. Mulțumesc, Voglia, pentru ținuta mea din această dimineață. Marian? Mulțumim frumos, Andreea. Nu știu dacă ai încercat și tu acest tratament, dar mi-a atras atenția din revista de timp liber Zile și Nopți. Tratament șoc antirid pe bază de găinați de pasăre. Măi, să știi că la 24 de ani nu prea ai riduri. Deci că nu. Nu știu, dar mi-a atras atenția acest articol. Îl găsiți în agenda de timp liber și Zile și Nopți. Nici nu cred că l-aș încerca. Mi se pare corect. Perioada 18-31 iulie, Zile și Nopți, așadar agenda de timp liber. La mulți ani sărbătoriților, domnul Sergiu Rizescu, președintele Asociației Deținuților Politici Argeș și istoricul Cornel Carp. La mulți ani, să aveți parte o zi plăcută. Luăm o pauză publicitară și ne întoarcem imediat cu invitatul de astăzi al emisiunii.
Da, am revenit la Antenața, doamnelor și domnilor, cu distinsul invitat al acestei ediții. Este vorba despre domnul Nicolae Tudose, directorul general SC Servicii Editare pentru Comunitate din Mioveni. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața, vă mulțumim pentru invitație! În primul rând, mă bucur foarte tare că v-am prins înainte de plecarea în concediu, pentru că... O săptămână! Știu că evadați pentru câteva zile și v-am prins înainte și noi vom intra după 1 august și chiar mă bucur de această întâlnire cu dumneavoastră pentru a putea dezbate problemele din orașul Mioveni. Bine, asta nu înseamnă că intră toată societatea în concediu. Absolut. Și rămân la datorie, colegii mei. Evident, evident. Domnule director, începând de luni, de acum două zile, 21 iulie, știu că în Mioveni au început ample lucrări de reabilitare la conducta de apă a orașului, deoarece s-au constatat unele pierderi de apă brută pe ambele fire de aducțiune care alimentează stațiile de potabilizare a apă Dacia în zona Casei de Cultură Dacia Mioveni și în multe alte zone. Cât timp vor dura aceste lucrări? Cum stau lucrurile în momentul de față și dacă va fi sau nu afectat traficul? V-aș ruga să ne răspundeți. Legat de conducta de apă sunt două lucruri diferite. Cea a pierderilor pentru apa brută, conducta de aducțiune pe care este automobile Dacia, apa care e extrasă din râu și dusă în stația de tratare, este problema Dacia Renault. Din păcate, în zona Casei de Cultură, chiar în sensul giratoriu, în centrul orașului, s-a intervenit, este a doua oară când se intervine, conducta fiind metalică, are ceva vechime, a mai cedat și s-au făcut intervenții pentru remediere. Dar avem activitatea noastră de care vă spuneam la emisiunea trecută că o vom demara, cea legată de înlocuirea conductei metalice pe care noi o avem de la distribuitorul principal din zona blocului H36 către Dacia Renault de unde noi alimentăm. Da, avem... Iată că se lucrează. Acolo, ce avem noi în imagine, sunt lucrările demarate pentru semaforizarea intersecțiilor, celor patru intersecții de pe Bulevardul Dacia. În zona respectivă, unde filmăm acum, suntem la Școala Veche, intersecția Bulevardul Dacia cu Hanul Roșu. Aici va fi o semaforizare completă pe cele toate patru puncte, urmând ca celelalte trei de pe Bulevardul Dacia, în zona piață, zona poștă și zona maxi-taxi, să fie sistematizat pentru trecerile de pietone, astfel încât pe Bulevardul Dacia să avem fluență. Spuneam noi că sistemul va fi un sistem inteligent pentru că deblocarea va fi în cascadă pe măsură ce înaintăm către următoarea intersecție, semaforul se va debloca, va fi culoarea verde, astfel încât să existe o fluență continuă pe Bulevardul Dacia. Mai mult decât atât, ce înseamnă semaforizare inteligentă, dacă nu este nevoie să fie oprit circulația pe Bulevardul Dacia, traficul nu va fi oprit dacă nu există cerere din partea cetățenilor pentru a traversa bulevardul. Deci credem noi că prin această investiție vom debloca efectiv Bulevardul Dacia, iar în etapa următoare, probabil nu anul acesta, nu va mai fi timp, vor începe lucrările de infrastructură, lucrările de asfaltare și modernizarea acestui bulevard, pentru că știm, domnul primar a făcut demersurile necesare către Consiliul Județean, către Direcția de Drumuri Naționale, pentru ca acest tronson de drum, fiind drum național, să fie declasificat și să fie dat în administrarea orașului Mioveni, să putem efectua lucrări de infrastructură, lucrări de modernizare pe acest tronson de drum. Este un lucru important. Era mai mult decât necesar. E singurul drum care trece prin centrul orașului, drumul principal al orașului. Avem modernizate cele două artere, centuri ale orașului și chiar drumul principal nu l-am putut moderniza, dar motivul a fost acela că nu era în administrarea orașului Mioveni și nu aveam dreptul legal de a investi pe el. Acolo sunt salariații Servicii Editare care pregătesc lucrările pentru plantarea stâlpilor de semaforizare. Săptămâna viitoare probabil vom planta și stâlpi și considerăm noi că în 10-15 zile vom finaliza prima intersecție, cea de la Hanul Roșu. Avem conducta de apă
a orașului, spuneam, cea de aducțiune de la vana principală a noastră, de la distribuitorul principal către automobile Dacia, ea are o vechime, este singurul tronson de conductă metalică, da, este singurul tronson de conductă metalică, îl înlocuim și pe acesta cu conductă din polietilenă, pe două circuite de 315, DN315. Facem această lucrare cu salariații servicii edilitare. Am reușit să ieșim din zona cea mai grea, pentru că avem și pantă, avem și blocuri, avem și instalații de 20 de kV, instalații electrice. Am reușit să ajungem, să trecem de poarta 8, cum îi spunem noi, cum o știu, o localizează și locuitorii orașului. Suntem acum spre zona Ixita, Omsan, încercăm să înaintăm cu înlocuirea conductei. Probabil va mai rămâne un tronson anul acesta, o bucată, pentru că și costurile sunt mari, undeva peste 30 de miliarde numai înlocuirea acestor două fire de conductă. Dar în primăvara anului viitor vom avea la cheie tot sistemul de apă și canalizare. Legat de apă, pentru că tot suntem la capitolul apă, s-a finalizat și ultimul cartier al orașului Mioveni cu rețea de canalizare. Deci avem în momentul de față și în cartierul Colibaș, și în cartierul Racovița, și în cartierul Culcerasa, și iată și în Făget rețea de apă și canalizare. Am început și în cartierul Făget conectarea cetățenilor la sistemul de canalizare al zonei. Mai rămas ceva restanțe sau nu? În momentul de față toate cartierele dispun de acest sistem. Suntem în grafic și cu extinderile de rețele de iluminat public și noi mergem și pe, odată cu extinderea rețelei de iluminat public, extindem și rețeaua de joasă tensiune, urmând ca în parteneriat cu CEZ-ul să o predăm, exact cum spune legea, să o predăm cu contract de comodat către CEZ pe perioada de existență, pentru a putea beneficia de această rețea locuitorii din zonă. În toate zonele, de fapt, s-a dovedit că în toate locațiile unde noi am extins rețele de joasă tensiune, au apărut și locuințele individuale. Deci a fost un sistem gândit. Da, am extins rețeaua de apă, am extins rețeaua de energie electrică. Cu gazele avem o problemă în zona Crucereasa, dar suntem în grafic și acolo. Primăria orașului Mioveni este partener în acest proiect. Susținem și noi o parte din investiție și până la sfârșitul anului probabil că vom rezolva și problema gazelor în zona Crucereasa, pentru că numai acolo avem o astfel de problemă. Restul, în toate cartierele, dispunem și de rețea de gaze. Da, vorbim de sistematizarea intersecțiilor, însă nu am vorbit despre trecere de nivel de cale ferată. Știu că semnalele acustice și luminoase au fost puse deja în funcțiune. De două zile. De asta sunt. E caldă, cum să spune. Este caldă. Sistemul a rămas în probe undeva la 30 de zile, a funcționat și pe bază de indicatoare și pe bază de semnale acustice și a instalației. Acum, în momentul de față, este funcțional. Fac un apel cu această ocazie către cetățenii orașului să fie atenți și să urmărească poliția locală acolo. Da, să urmărească. Poliția locală este pentru prevenție, pentru a atrage atenția participanților la trafic. Au fost puse în funcțiune aceste semnale luminoase și acustice. Este un sistem modern. A fost necesară investiția orașului pentru că, din păcate, în acel loc s-au întâmplat o serie de accidente și nu puține, multe accidente și nu aparținea totuși, nu era în atribuțiunea orașului, dar având în vedere evenimentele, solicitările cetățenilor, primarul orașului, domnul Georgescu, un maxim de ambițios și vrea să le rezolve absolut pe toate, să se implice și în această situație. Mioveniul, care este în oraș într-o continuă transformare și modernizare, iată, aș vrea să vorbim în continuare despre baza de agrement de la BEMO, pentru că pe 7 iulie ați venit cu alte vești bune. Am înțeles că în fiecare luni și marți intrarea este liberă pentru toate categoriile de vârstă. Da, în luna iunie noi am deschis undeva în jurul datei de 15 iunie și pentru că deschiderea bazei de agrement a coincis cu zilele orașului Mioveni,
am decis împreună cu domnul primar să, ca cetățenii orașului să aibă accesul gratuit la această bază. Din păcate, timpul nu a fost atât de prietenos, nu a ținut cu noi și pentru că nici în momentul de față se pare că nu este chiar ce ne dorim pentru o vară plăcută, în special pentru baie, am decis ca și zilele de luni și marți intrarea să fie gratuită, iar în zilele de weekend, sâmbăta și duminica, să punem gratuit la dispoziție cetățenilor trenulețul. Noi avem un trenuleț. Între orele 9-13 el se deplasează din Mioven către BMO pentru a duce acolo tinerii, iar seara de la orele 17 la orele 19 pe sensul invers de la BMO către Mioveni. Și tot felul de surprize și, acolo, surprize, avem un DJ, avem o terasă, putem să servim un mic, putem să bem o bere, există muzică, există antren, avem și clubul CS Dacia Mioveni 2012, care s-a implicat în fiecare weekend pentru organizarea diverselor evenimente pentru copiii de acolo, prezenți în baza de agrement. Și un lucru important, exact, da, locuitorii și Mioveni acum, în vara aceasta, pentru că începând din toamnă, noi o spunem de 2 ani de zile că vom moderniza această bază, dar iată a venit și timpul ca din toamnă să începem în sfârșit lucrările de modernizare. Ele se vor întinde pe undeva 12-15 luni aproape. Deci la anul nu va mai fi plajă? Dar va fi peste 2 ani, va fi în primăvara anului 2016 și va fi în condiții cu totul noi, în condiții restilizate. Discutăm aici de calitatea apei, discutăm aici de regândirea bazinelor de not, discutăm de regândirea plajei și de alte facilități pe care noi dorim să le oferim tinerilor care vin la baza meu. Vrem să fie ceva nou, vrem să rămână în oraș și vrem să se bucure de zilele călduroase pe care vara ni le oferă. Sperăm să le ofere. Și mai e timp. Până în septembrie vor veni și zile frumoase. Din august vor veni și zile frumoase. Mult mai cald decât până acum. Deși meteorologii anunțau vară caniculară, până acum i-a cam contrazis. Au fost luni, a fost o zi destul de călduroasă și marți puțin și duminică, deci am avut și zile marketingul, managementul bun acolo cu aceste două zile, luni și marți, ca apoi lumea de miercuri să vină și oricum suma nu este destul de mare. Dar trebuie să ținem cont că totuși există tineri care nu dispun de bani suficienți pentru intrare și acei 3,5 lei sau 7 lei pentru adult costă, sunt niște cheltuieli, sunt niște sume, pentru unii contează și ăsta a fost și motivul pentru care am decis împreună cu domnul primar ca intrarea să fie gratuită în două zile ale săptămânii. Am înțeles foarte bine. Domnule director, știu că se lucrează la dezor la viitoarea parcare supraetajată din Mioveni. Când vă gândiți că va fi gata? Cam la ce termen vă puteți arunca? Se lucrează, într-adevăr, dezor. Este creat în zona respectivă și un anumit disconfort, dar trebuie să acceptăm. Ea se va finaliza undeva în cel târziu. În primar își dorește, vă dați seama, cu ambiția pe care îl caracterizează, să fie finalizată spre sfârșitul anului. Ne dorim și noi acest lucru. Dacă nu va fi totuși posibil, din motive, vedem și de ce țin de atmosferă, de vreme, în primăvara viitoare va fi finalizată. Dar tot în toamna acestui an vom începe și modernizarea tronsonului vechi al pieții Dacia. Avem acolo... Erau necesare lucrările de modernizare, pentru că nu s-a intervenit în partea, în construcția veche, și două notă urâtă să ai partea nouă finalizată, exact, să arăți și exact. Mai jos la 5 metri să ai o altă piață. Evident, și că toți suntem în zona aia, lucrările la stadion cum decurg? Lucrările la stadion sunt un grafic, echipa va reveni cât de curând pe teren, va fi o altă față a terenului, credem noi că și a echipei va fi o altă față cu noul management, cu Claudiu Niculescu. Se vede deja o schimbare, sperăm să se mențină schimbarea, pentru că schimbări s-au făcut de fiecare dată, dar din păcate nu a existat continuitate
modul de lucru, dar se pare că rezultatele și aici vor fi bune și sperăm chiar la o promovare. Sperăm chiar la o promovare. Ar fi și păcat pentru investițiile care s-au făcut în teren, încălzirea terenului, o altă suprafață de joc. Anul vom juca atât noi cât și noastră, Piteștiul și Mioveniul în Liga 1. Să dea Dumnezeu să aibă Argeșul să aibă două echipe. Nu este mult niciodată și e bine pentru noi că avem activitate și noi. Categoric, da. Sau alte lucrări, am înțeles că se construiește foarte mult în Mioveni. Vă pregătiți acum, de fapt au început lucrurile pentru o nouă sala sporturilor, domnule director. Da, într-adevăr, în zona bazinului didactic se construiește o nouă sală a sporturilor, dar o sală în toți parametrii, cu toate condițiile posibile. Discutăm de parcare, discutăm de vestiare, discutăm de sală de forță, discutăm de alte locații de pregătire a sportivelor pe diferite categorii. Discutăm de 3500 de locuri, discutăm de posibilitatea organizării unor competiții la nivel național și de ce nu ne dorim noi și activitatea de handbal la nivel internațional și dorim ca la Mioveni chiar să se înființeze un centru de excelență, dacă se poate, pe handbal. Noi, reprezentanții clubului CS Dacia Mioveni 2012, vor fi prezenți joi la Federația Română de Handbal, unde se vor pune bazele unor discuții pentru accesare de fonduri europene pe această disciplină. Vom fi și noi parteneri, CS Dacia Mioveni 2012, vom fi parteneri în acest proiect și să dea Dumnezeu să reușim să aducem și banii europenii în acest sport și nu numai. Care sunt atât de necesari. Noua sala sportului este amplasată strategic lângă bazinul didactic de not. Este o gândire mai veche, exact, a domnului primar. Nu este ceva nou. De ani de zile se gândește. Au fost diferite studii, dar și diferite tentative de a se da o altă destinație zonei respective. Dar domnul primar a ținut foarte, foarte mult să creeze acolo un ansamblu. Dacă avem bazinul didactic, e bine să avem și o sală sportului, exact, sportiv, să fie ceva unitar. Să avem altceva lângă bazin. Și cred că a fost gândirea foarte, foarte bună și probabil vom mai avea o suprafață disponibilă. Va fi gândit în continuare altceva legat tot de activitățile culturale, educative, sportive pe raza orașului Mioveni. Știm, avem atâția tineri și e păcat să nu îi angrenăm în competiții. Da, și mai rămâne, probabil vom reuși să atingem și acest obiectiv cerut de tinerii noștri, cerut de cetățeni, achiziția unei suprafețe de teren pentru crearea unui parc nu de dimensiunea tribale, Pitești, dar undeva în parametrii corespunzători. E păcat, avem și o zonă în zona Ilinii, Piscuvinii. Această idee ar fi extraordinar de bine. Este cerută de mult timp de cetățenii noștri, este studiată și aici trebuie să ai o serie de parametri tehnici, indicatori economici. Se lucrează la această idee. Se lucrează de câțiva ani, trebuie găsită soluția cea mai bună. Achizițiile sunt de pe piața privată, sunt proprietari puși în posesie, fie că discutăm de zona de pădure, de zona de deal. Deci lucrurile sunt studiate și sperăm noi să avem o surpriză pentru cetățeni și în acest domeniu. Scurtiv. Bazinul didactic de not, că tot am discutat, ce se mai întâmplă acolo? Ce fel de competiții? Bazinul didactic de not se mișcă, dacă putem spune așa, se mișcă apa și mișcă și copiii către această apă. Avem rezultate și din punct de vedere sportiv, începem să ne ridicăm la obținerea unor timpii cât mai buni. Probabil în timpul cel mai scurt vom fi și pe podium. Mai mult închem și parteneriate pentru desfășurarea unor competiții. Vom avea în luna august o echipă de polo, o echipă arabă care și-au manifestat intenția, au venit, au văzut condițiile de la bazinul didactic de notă și și-au manifestat. Au bătut deja palma cu noi, cum se spune, pentru încheierea unui parteneriat și a venit să facă pregătirea fizică și antrenamentele 2 săptămâni în orașul Mioveni. Vă dați seama, este un lucru bun pentru că vin peste 40 de sportivi cu staff, vor fi cazați la hotel din orașul Mioveni și acolo
vor fi încasări și la noi, și noi Bazinul Didactic de Not avem încasări din partea asta, pentru că acest contract este cu bani, nu-i gratuit, și vom rămâne probabil parteneri după prima prezență a dumnealor în țară, vom rămâne parteneri pe viitor. Se va deplasa din localitatea Cumpăna dinspre Constanța o echipă de copii care va fi cazată în orașul Mioveni. Încercăm un schimb de experiență, și copiii acolo noștri să meargă la anul în această zonă. Vor fi atrași și către Bazinul Didactic, către toate zonele noastre pe care noi putem să le punem în valoare. Deci încercăm pe toate fronturile, Și domeniul de activitate. Lucrăm. În două minute, că ne grăbim foarte tare, activitatea Clubului Sportiv Dacia Mioveni, la ce se rezumă, domnule director, în această perioadă? Este totuși vară. E mai lejer sau nu? Nu e lejer. În momentul de față, toți sportivii Clubului Dacia Mioveni vor merge în cantonament. Sunt peste 150 de copii care vor merge în cantonament la Cabana Voinea o săptămână, echipa de handbal 12 zile, pentru că la handbal ne dorim să accesăm cât mai mult și avem rezultate foarte bune. Deci le asigurăm condiții tuturor sportivilor. Iar fotbaliștii la Cheile Grădiștei, avem și sponsorizări din acest punct de vedere. Clubul CS Dacia Mioveni 2018, vrem să vă spunem că atrage sponsorizări, ne îndeplinim obiectivul de a aduce și bani privați, nu numai bani publici în cadrul clubului, și performanță. Încet, încet discutăm de tenis, discutăm de natație, discutăm de handbal, discutăm de volei, avem rezultate foarte bune, discutăm de karate, unde încep să apară rezultate la nivel național în competiții organizate de federațiile de specialitate. Apropo de performanță, ce ați reușit dumneavoastră în Mioveni, alături, evident, de domnul primar Ion Georgescu, este o adevărată performanță pentru noi, pentru județul Argeș, și de ce nu pentru întreaga țară. Pentru că s-au legat de parteneriatul, de tot ceea ce înseamnă activitate. Putem să spunem acum, vorbim de învățământ, parteneriatul cu Automobile Dacia și grupul de construcții, unde s-a creat acea clasă. Acel consorțiu. Da, consorțiu pentru pregătire, ca tinerii să pregătească chiar pe platforma Dacia Renault. Este un proiect inițiat de domnul primar, este meritul, trebuie să-l recunoaștem, al domnului primar Ion Georgescu și al partenerului Dacia Renault. Pe care îl salutăm și dorim un concediu plăcut și dumnealui, la fel ca și dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră să aveți același lucru și ne întâlnim în toamnă. Vă mulțumesc foarte tare pentru prezența în emisiune, domnule director. Doamnelor, domnilor, cam atât cu antenața. Ne întoarcem mâine cu forțe proaspete, joi 24 iulie la ora 7, să aveți parte de o zi cât se poate de plăcută și mare atenție. Feriți-vă de codul galben de astăzi, se anunță mare furtună în Pitești și nu numai. Pe mâine, la revedere!